Bună ziua, Bine bună ați venit la ziua și prăjituri bucur cu... că mai le-ai și bucate Vom face gustoase. Astăzi gnocchi. din cartofi, cartofi fierți, i-am fiert, deci până intră furculița în interior și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. De un kilogram de cartofi fierți, încoajăm, un praf de sare, un ou, și 300 de grame de făină. Și vom mai avea nevoie de făină când o să întindem și o să Și dăm vom forma lua cartofii și îi vom pune direct aici pe masa noastră de lucru. Și vom pune cartoful aici, vom închide și vom încet încet scoatem cartoful nostru. Așa. Avem făina noastră, vom adăuga sarea peste făină. Și vom amesteca bine. Așa. Și punem făina așa peste cartofi. Așa. Și vom adăuga oul în și acum mijloc. încet, încet Începem să amestecăm aceste ingrediente. Să știți că nu se amestecă foarte, foarte mult. Cu cât frământați mai mult acest aluat, o să fie foarte tare. Vedeți acum în video cum se face. Așa. Încet, încet amestecăm. Așa. Până obținem așa un aluat compact. Și acum o să dăm forma la acești fulguleți de din gnocchi. cartofi. Am pregătit aici și o foaie unde o să-i punem, vedeți? Așa. Vom avea nevoie de făină și am să presor așa puțin făină pe unde o să-i așezăm. Așa. Și acum vom lua așa câte o bucățică. Restul îl punem așa aici și o să facem așa, o să întindem. Vedeți? Și o să le dăm formă. Așa. Se fac foarte, foarte repede și dacă vreți să-i faceți așa cu furculița, să vă jucați, îi puteți face. Dimensiunea o dați cea care o doriți. Așa. Vedeți? Și tăiem. Acum tăiem așa. Cam această dimensiune. Îi puteți și congela, îi puneți unul lângă celălalt fără să se lipească. Așa, și acum, dacă doriți, vă puteți juca cu furculița și îi dați așa sau îi lăsați pur și simplu, vedeți? Sau îi lăsați pur și simplu așa. Deci, pur și simplu, încet, încet, cu mică, mică presiune. Eu am să-i las așa. Aceasta este forma originală. Așa. Și dacă îi lăsați așa, puneți puțină făină. Amestecăm așa ca să nu se lipească unul de celălalt. Vedeți? Așa. Și începem să-i așezăm așa aici. Alături. Deci doar dacă aveți timp să vă jucați, îi puteți face așa cu furculiță. Mai presurăm așa puțin în făină peste. Așa, nu prea multă. Și întindem. Așa.
și întindem așa. Presurăm puțină făină. Așa, și acum tăiem. Vedeți? Și le tăiem așa. Îi puteți face și mai mari, și mai mici, cum doriți. Așa, ia să tăiem tot. Și am terminat aluatul. Și nu ne rămâne decât să ne pregătim sosul, apa, să o punem la fiert. Îi punem la fiert în apă cu puțină sare. Și când se ridică la suprafață, sunt gata. Se fac foarte, foarte repede. Așa. Deci, pe lângă cele 300 de grame de făină, ați văzut, mi-a mai trebuit, să spunem, 100 de grame, da? Nu, nu. Așa, 50 de grame de făină ca să putem să le dăm așa, să nu se lipească. 2-3 linguri de făină. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și dacă vă place să vă jucați, luați câte o bucățică, câte o biluță și o dați așa prin peste furculiță și uitați, obțineți. Dacă vă place să vă jucați, dacă nu, lăsați pur și simplu așa. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, că ați fost alături și ne vom vedea și mâine dimineață din nou cu o nouă rețetă. Să-mi lăsați mesaje cu ce rețete ați dori să facem în direct. Vă pup dulce și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă! Pupici!